Bine v-am găsit, iubiți telespectatori ai televiziunii 6 TV, televiziunea sufletului tău, în noul an. Și nu în orice zi. Este Sfânta zi, Sfântul Ion, dar a doua zi după Bobotează. Un eveniment important în viața noastră și în viața creștinismului, cel care se adresează apei și mai ales sfințeniei apei cu toate conotațiile ei. De aceea ne-am și hotărât să facem astăzi această emisiune, pentru că nu există nimic în viața noastră în afara apei. Mitologia românească considera că tot ce vine, inclusiv Universul, apare din apa primordială, iar că Apocalipsa este cea în care apa primordială își ia înapoi creația. Foarte interesant acest punct de vedere, teritoriul nostru fiind un teritoriu într-un fel între ape, pentru că are Sfânta Dunăre, Dunăre pentru care au creat un zeu, sau Marea Neagră, Pontul Eusin, care are o serie de legende legate de ființele care trăiesc acolo, de zeitățile lor. Apoi, tot mitologia românească a creat, a adus în bază apa vie. Sigur că mi-amintesc că imediat după Revoluție au apărut grupuri de cercetători care au început să lucreze la ceea ce se numea apa vie, cum era profesorul Mazilu. Dar nu numai ei, o serie de scriitori, în afară de oamenii de știință, sigur, au început să creeze opere legate de apă. Chiar și în organizația mea, în Centrul String, care avea preocupări deosebite, în sensul că se agitau membrii cenaclului, mai ales să treacă știința în literatură, prin intermediul cui? A revistei String. V-am adus astăzi să vedeți, noi aveam la fiecare număr, fiecare număr era dedicat unei teme. Și uitați, acest număr este dedicat apei. Este o activitate a noastră de acum 18 ani. Iar aici, în acest număr, Lucreția Brezeanu, invitata noastră de astăzi, publica un prim articol despre apă. Deci legătura noastră este veche, nu este diluviană, așa cum apare. Sigur, poate că spiritele noastre undeva s-au întâlnit și atunci, în vremea în care existau diluviile. Prietena emisiunii noastre este o prietenă veche pe care o apreciez pentru mintea sa extraordinară și pentru cunoștințele pe care le deține. O să-i spun astăzi bine a venit în emisiunea noastră, pentru că în afară de frumusețea și mitologia și toate poveștile pe care le avem despre ape, va trebui să discutăm și despre structura apei, că este important să știm ce este apă. Dumneaei fiind chimistă, sigur că ne va explica cu atenție care este structura apei. Bine ai venit în anul nou, imediat după Bobotează și de Sfântul Ioan la noi în emisiune, Lucreția. Îți mulțumim foarte mult că ne aduci din nou cunoștințele tale într-un domeniu care ne interesează. Și spune-ne când spunem apă. Mulțumesc pentru invitație. Da, nu o să te referi probabil la articolul de acum 18 ani, dar când spunem apă, la ce te gândești prima oară? Mă gândesc la starea fluidă a materiei. Înțeles. Apa fiind reperul de bază pentru compararea celorlalte stări fizice ale fluidelor. Da, da. Și vreau să spun că pentru în acel articol am făcut un studiu preliminar și am aflat absolut întâmplător, dacă există întâmplare, că ați zis de Dunăre, că Dunărea este singurul fluviu din lume care are două denumiri.
Deci, de la izvor până la Cazane era Dunăre și de la Cazane până la Vărsare era Istriu. Ah, foarte frumos. Da, e adevărat. Și toată, chiar într-o broșură a Academiei Române, se spunea că ar fi artificial, că a fost lucrat, inclusiv delta, și a dus, el se vărsa în Adriatica și a dus... Și a fost adus încoace să se verse în Marea și Neagră să ca să o alimenteze. Oltu, Argeșu, Ialomița, Dâmbovița... Bazinul hidrografic al României, al, practic. Al părții. Atunci nici nu se visa de România. Și s-ar crede că este ctitoria unei civilizații anterioare. Ah, foarte frumos. Și că Dunărea avea 5 brațe, atunci menționate și în literatura antică, și se încheia în perioada medievală cu pirații după Dunăre. Ah, frumos. Vedeți, stimați telespectatori, cât de importante sunt râurile, fluviile, apele astea curgătoare pe planeta noastră, dar sigur unul este important, Iordanul, pentru că el este cel în care a fost botezat Iisus, cum să vă spun, șeful nostru spiritual, așa, în ultimii 2000 de ani, liderul spiritual, cel care ne-a călăuzit și ne călăuzește, practic, pașii în existența pe care o avem acum, cel puțin în această parte de Europa. Să sperăm cât mai mult, să nu ne referim totuși la invazia musulmană, să rămânem în zona creștinismului. Cum ți se pare că este botezul? Botezul a fost și în așa zisa era păgână, și preoții zeilor, slujitori ai zeilor și a templelor zeilor, erau în activități din acestea de botez, se manifestau și în, erau chemați la astfel de festivități. De ritualuri, practic. Și ritualuri, da. Și chiar de acolo a rămas de foarte mult timp un obicei de la un mare potentat al acelor zile, când a sărbătorit venirea pe lume a unor copii ai săi, făcea și mari petreceri, cum facem și noi după botez, da, și da. Vă spun asta ca să vedem cum ne-am întors. Deci am trecut la creștinism, da, dar da. Am ajuns tot cu petreceri, da. Și a făcut o plăcintă rotundă în care a pus un bob de fasole și norocosul trebuia să era cel care găsea bobul de fasole și a rămas în, mai ales în cultura occidentală, catolică, și la francezi, la galet, plăcinta de bobotează, de epifanie, și cu amuleta bobului de fasole. Da, de ceramică. Dar din ce era făcută acum plăcinta? Nu mai știu. Nu? Atât știu că a fost o plăcintă. Asta nu știam. Nu erau așa elaborate prăjiturile ca acum. Erau cocă cu o umplutură. Cu ceva, da. Da. Bun, păi, despre că înainte de botezul din Iordan... Da, nu? Se, iar erau... într-un fel Ioan Botezătorul a preluat... ritualul. Partea oficială a zilei a celor care slujeau la templu, că ei botezau. Da. Și el a venit, el și a zis... Pardon? Și astfel și-a atras primul oprobiu al autorităților religioase împotriva din, lui. Din vremea aceea, da. Iar Iordanul este, o parte din el este între două lacuri. Și în acest moment al anului, când se umple unul sau altul,
Schimbă sensul. Schimbă sensul. Da. Dar el merge apoi și se varsă în Marea Moartă, mare care se află la cea mai mare diferență de nivel terestru, deci este la sute de metri sub nivelul mării. Nu știu dacă 200 sau 300. Dar oricum, de acolo nu se mai poate întoarce, ci numai partea care este între lacul Tiberiade și încă un lac fenomen știut și încă de atunci. Și probabil și acest miracol a făcut ca lumea să se ducă la, la Iordan. Iordan. Fiindcă era special, era o apă curgătoare, da, specială. Era... Da, misterios la vremea aceea, da, n-aveau cărți, că... n-aveau sateliți. Asta, vezi, poate știi, schimba interpretarea lui Pantarei. Totul curge, pentru da, că da, acolo ne referim special la timp, că totul curge, timpul ca și apa, dar iată că aici, practic, există posibilitatea întoarcerii timpului. Da, sensului. Uite, da, da, chiar mi-a venit, asta e o idee care poate fi prelucrată. Da, continuat. Adică, da, interesantă povestea asta. Bun, acum am observat că în diferitele culte religioase, chiar și astea creștine, există o diferență de ritual. Adică, sigur că ortodoxii pur și simplu introduc copilul cu tot în cristelniță, da, acoperindu-le năsucul și urechile și da, ochii. Catolicii stropesc deasupra capului. Apoi am observat că baptiștii introduc cu totul omul când este însă matur și când își poate singur alege religia. Este introdus cu totul în apă, așa cum s-a întâmplat și cu Isus. Da, este el matur, era... dar nu știm ce nivel de educație are, pentru că noi toți suntem la fel, fiziologic și fizionomic. Da, da. Ceea ce face diferența între noi este educația și caracterul. Da, da, atunci când omul este prunc, el nu-și poate alege religia, el se naște însă într-o familie care îi dirigează într-un exact, fel. Da. Și povestea e dacă îți poți alege lucrul ăsta de dincolo, știi, sau nu. Asta sigur tot din ideile noastre. Păi poate că anumiți copii care... vin în anumite familii și nu în altele. Păi da. Și în anumite că... conjuncturi și nu în altele. Își aleg unde să vină, știi? Da, și a, când asta să vină. Da, am înțeles. Bun, acum, sigur că nu știu sigur dacă universul a apărut din apa asta primordială, care ar fi apa cosmică, din care crește și bradul cosmic de care am vorbit în emisiunea trecută de Crăciun, cu toate semnificațiile lui. Cultura populară românească, să spunem veche, poate nu românească, pentru că asta există din vremea dacilor, în sfârșit, din vremurile străvechi ale poporului nostru, avea credința că există apă vie, la fel cum există și tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și mă gândesc că aceste lucruri pe care ni le-am dorit, pentru că sigur că ne-am dorit ca în paharul ăsta să am apă vie și când beau să știu, de exemplu, că întineresc și că îmi dispar bolile, să spunem. Când ne gândim la asta, ne gândim, sigur, la structura apei, la structura materiei în sine a apei. Știm că ea e formată din două elemente, nu? Da, din oxigen și hidrogen. Care au la rândul lor mai mulți izotopi și de aici diversitatea... Uitați-vă că vă spune. Că moleculele se numesc dipoli, că au sarcini diferite. Se polarizează și... hidrogenul de o parte și oxigenul... Și indiferent de ce facem noi cu apa, că ne botezăm, că o bem,
că o punem în mâncare. Oricum ea este indispensabilă, pentru că pe planeta asta 70% înseamnă apă și organismul nostru 70% este apă în raport cu planeta, deci se păstrează proporția asta. Și să o rugăm pe Lucreția acum să ne explice, dom'le, ce este apa asta în interiorul ei, în existența ei, de care noi suntem dependenți, pentru noi fiind o sfântă, pentru că nu poți în afara sfințeniei ei să existi. Deci, te rugăm să începi să ne spui despre apă. În primul rând, având în vedere sărbătoarea de astăzi, apa vine după acest ciclu de repetate, de îngheț-dezgheț, culminând cu gerul bobotezei, având în vedere că acum de o lună, cu o lună în urmă, ziua s-a tot micșorat, solarizația a fost mai mică și astfel planeta n-a avut timp în zona noastră să se reîncălzească și așa se ajunge la gerul bobotezei. Iar înghețul și dezghețul face ca moleculele de apă să se reordoneze, mai ales în perioada actuală în care apa este foarte chinuită în tot felul de procese industriale. E compresată, evaporată și multe altele activități, fiartă, comprimată, da. Și toate acestea duc la o dezenergizare a ei. Deci vin împotriva firii, cu ghilimelele de rigoare, ale apei. Deci ea, în mod natural, este energizată în această perioadă și reordonată, și ordinea dă energia, că una este un grup dezorganizat și alta este o unitate structurală, structurată. Apa, știe toată lumea, este formată din oxigen și hidrogen. Hidrogenul este mai deosebit, are izotopi, adică în atom mai intervin niște protoni care dublează masa sau triplează masa nucleară și astfel se obține, prin aceasta se obține apă grea. Asta este procesul cu, iar hidrogenul cu un proton este deuteriu și cu doi tritiu, care dau tot felul de anomalii ale apei și acestea și legăturile de hidrogen, care au tendința de a se lega de alții electroni perechi ai oxigenului din alte molecule. Și așa se formează o structură, am o serie de, să rugăm regia să ne imagini care se pot arăta și dau tot felul, cunoscută anomalie cu densitatea maximă a apei la 4 grade și de aceea și frigiderele noastre sunt reglate la 4 grade Celsius, și de conductivitate, de refracție și reflexie. Deci ea față e reper pentru celelalte fluide, să zic, și lichide, dar are particularitățile ei stricte. Este și solvent universal. Proteinele noastre se dizolvă în apă la 37,5 grade. Așa, și să vă spun, prima a fost întâlnirea elementelor naturii, apă, pământ, foc aer. Și aer. Da. Focul fiind dat de... O să revină fotografia, ceea ce o să o primim cu atenție. Aici este un studiu în care e prezentat prima dată o
schemă a unui fulg de zăpadă care de atunci fascina și studiul este din publicat, deci da, cercetările au fost înainte, 1665. Foarte ca să interesant. Știm și noi da, la da. Ce nivel suntem. Alături este o fotografie, o magială a unui grup de cercetări microscopice, tot cu apa. Da. Putem merge mai departe cu altă imagine. Este un timbru, tot așa, o magial. Da. Aici deja încep studii serioase, studii sistematice privind formele fulgilor de zăpadă, că suntem în plină iarnă, având în vedere umiditate, presiune și temperatura la care ei au dimensiuni maxime. Aici studiul deja se amplifică. Cele mai mari dimensiuni ale fulgilor s-au constatat a fi la temperatura de minus 10 și minus 20 de grade în acest interval. Și vreau să vă spun că există Comisia Internațională de Zăpadă și Gheață care a avut o clasificare în acestea sunt imagini cu primele imagini obținute la microscop, fotografii cu fulgi de zăpadă cel mai mare având în mijloc floarea vieții formată. Formidabil, ce frumos! Da. Și vă spuneam că și acesta este tot printre primele. Vă dați seama, se fac în niște condiții de temperatură. Uitați ce complexitate, ce... Da. Te gândești la fractale aici. Da. Da, ia uite ce câtă frumusețe. Da, aici este scria și numărul, o serie de formațiuni. Le-am ales și eu pe cele mai elaborate. Acesta este un microscop pe la 1992. De aici începe o altă etapă de studiu. 1992. Nu 1800. Nu, 1900. Da, am zis cu acest microscop, cu cameră frigorifică, ca să păstreze... și apoi o să vedeți, da, apoi au venit microscoapele electronice cu care ăsta e încă, acestea sunt fotografii obținute cu microscopul care a fost prezentat. Da, uite, au linii mai simple, e interesant asta. Păi asta se constată că pe măsură ce a apărut epoca asta industrială, forma fulgilor s-a mai simplificat. Asta înseamnă că există informație în spațiu care modifică forma procesele fulgilor. Prin care și au început și deformările să apară. Uitați cum se grupează și ne mirăm de ce apar cantități aici deja este se văd nivelele acele unde pentru că decembrie este luna undele da. Uitați liniile după care nivelele, straturile de formare ale unui fulg de zăpadă. Asta e o parte dintr-un fulg? O sau... parte este, da, pentru că... Adică nu e un fulg deformat de nu, o informație greșită? Nu. Este sau... o parte, aici este prins aici un este. Fulg în formare și avem și filmulețul, tot așa cu perfecționarea microscoapelor, secvențe din ele, ce vă spuneam, ordinea într-un cristal și ordinea dezordine aleator. Aici deja microscoapele, uitați, s-au perfecționat, se văd moleculele. Vai, ce frumoase! Uitați-vă, asta este
deja în 12 colțuri. Aici avem un full deformat și începe epoca microscopelor electronice, în care vedem, pe lângă faptul că sunt stereo, le vedeți, sunt în spațiu, arată cât de deformați au ajuns de la perfecțiunea care am văzut-o, deformările la care au ajuns fulgii de zăpadă, și ei sunt într-un lac din Canada, cum iese metanul, aici pe o apă dreaptă, cum se formează un lac liniștit, cum se formează tot felul de forme de gheață. Îngheț. Da. Foarte interesant. Deci puteți observa, dragi telespectatori, aici, ia, cum sunt în Biblie apele de sus și apele de jos, când, da, s-au despărțit ele, în funcție de aceste forme care le iau în spațiu, se știu ce evenimente climatice vin spre noi. Da, sunt în aici formare și probabil că este antrenat nisipul deșertului, cum pățim și noi câteodată. Nu, este în apus. Și sunt proiectate, sunt și unele în, cu praful deșertic din Australia, nu le-am luat. Deci este practic apa gazoasă, că sunt nori acolo, da, nu? Da, apa în stare sau înghețată, foarte rarefiat, da, când are densitate comparabilă cu aerul din moment ce plutește. Lucreția, trebuie să intrăm într-o scurtă pauză și continuăm pe urmă cu subiectul nostru fascinant. Un pic de pauză. Vă mulțumim! Continuăm discuția noastră. Ceea ce puteți observa e că atunci când studiem apa, ne folosim de apa înghețată, de fulgi. Sigur că asta de ce? Pentru că atunci este într-o stare pură. Dacă ne apucăm să punem apa pur și simplu la microscop, o să observăm bacterii, diferite suspensii care se află înăuntru. Deci, privind forma ei, ne folosim de proprietatea asta a ei de a îngheța, și să continuăm să rugăm pe Lucreția să ne spună mai departe. Deci, vă spuneam de Comisia Internațională de Zăpadă și Gheață, care clasifică din 1952, se ocupă cu încercări din astea de clasificare și de unde. La început au fost 7 clase, apoi au ajuns la 41 de tipuri morfologice și apoi la 80 la nivelul anilor 2000. De atunci și n-au mai publicat. Asta nu înseamnă că nu se mai fac studii, mai ales că aparatura se perfecționează. Și mi-au plăcut că ei afirmă că nici nu pot să confirme, nici să infirme faptul că fulgii de zăpadă sunt unici. Că nimeni nu poate să-i cuprindă pe toți. Da. Și să... Da, dar ar fi o metodă. Concluzioneze. Că... Nu putem. Care folosește aparatura FBI-ului, de exemplu. Că am văzut că acolo au pentru fiecare chip de pe planeta asta... Chip și... Păi și fulgii sunt tot niște chipuri. Da, sunt mult mai multe. Îi putem lucra să intre în cercetarea și asta. Și în limba română există zăpadă, există omăt, există nea. Deci sunt
niște aspecte care în alte limbi nu le regăsim, sunt zăpadă sau cum le traducem și atât. E nu. Mai avem măzărichea, mai avem tot felul de... Avem și țurțuri. Nu, că deja sunt formații, se formează, nu vin deja formați. Da, da. Și în tradiția noastră industrială a fost apa grea de la Turnu Măgurele, întreprinderea de apă grea. Fără mai este ea nu se poate face arma nucleară. Da? Care înseamnă foc. Institutul de criogenie de la Râmnicu Vâlcea, unde sunt și specialiști și cercetări la nivel mondial. Când spui criogenie, mă gândesc că unii visează, cel puțin aici, în pasiunea asta mea, a science fiction-ului, că dacă sunt bolnavi, prin criogenie îngheață acum și vor fi dezghețați peste 100-200 de ani când se va găsi mijlocul prin care să îl facă bine. De ce nu se poate acum face lucrul ăsta? Pentru că prin înghețare se face cu azot pentru celulele vii care trebuie păstrate. În sfârșit, tema lor este cu tot. Ei se ocupă de apă și de înghețare și de separare, de distilare la rece a apei prin îngheț. Invers decât la căldură și în poze, în figurile care urmează o să vedem o să rugăm regia să continuăm, să ne ningă fulgii care îi avem. Așteptăm ninsoarea din fereastra. O similitudine între formarea hexagoanelor de fulgi, aici sunt uite că au început formațiuni de nori în zonele tropicale încărcați cu apă în preajma o frumusețe, uite-te cum pot să arate taifunelor și cicloanelor care și acum s-a manifestat. Aceste hexagoane sunt de bazalt, care se formează din lavă la contactul cu apa. Lava care, sigur, e lichid în momentul ăla. Este, da. Da. Și interesant. Și lichid și fluid. În raport cu apa, da. Da, ele au și ele o structură moleculară. Figurile astea, să le rețineți, trebuiau la sfârșit puse. Sunt tot felul de desene pe care le găsim pe vase, începând de la Cucuteni până în Creta și în Irlanda, a formării unor curenți de apă cu aer. Și tot zicem noi că a dispărut civilizația Cucuteni, se regăsesc elemente asemănătoare, v-am zis, din Grecia, în Irlanda și peste Atlantic. Aici este o poză nostim, așa am zis eu. Ninsoare în savană. Da, îți dai seama ce surpriză pentru elefanții ăștia. Săracii deodată așa s-au trezit. Și cu zăpadă și cu frigul. Da. Dar nu durează mai mult de o zi, două. Da, da, oare ei... Și o să vedem și de ce. Mănâncă zăpada oare? Sau uite, vezi, asta nu știu. Nu știu, sunt speriați. Aici sunt o succesiune de imagini privind formele undelor de apă. Într-un vas, când el este mișcat, se formează aceste configurații ale unor centri de emisie a undelor, de formare a undelor. Formidabil. Uitați-vă cât sunt de... Da. Aici cum deranjăm noi apele, este o formă pisciformă a unui vapor care se deplasează prin apă. Și uitați cam ce unde face. Studiile sunt la nivelul... Deci este un răspuns la o mișcare mecanică, practic, aici, într-un fluid, a apei, da. Da? În 1982, pentru că această carte m-a
determinat și pe mine să fac niște cercetări. Experiență, uitați-vă da. La aceste moduri de propagare a undelor în apă și este urmează o aici cum se formează taifunele și da. Acestea răsucit cicloanele da, din ce da. În ce, cum se amplifică până ajung la tsunami datorită chiar. Vântului, în tsunami, da. La tsunami mai contribuie și da. Undele de șoc de la da, vulcani. Da. La cutremure de la vulcani, da. Da. De fapt, vulcanul produce tot un cutremur da. Care... Oh, ce frumos! Aici sunt niște melci care împrumută forma curenților din apa în care trăiesc. De asta au ei cochiliile așa diferite și da, da? Viteza fluxului de apă și o să vedem în figurile care urmează. Asta aici, e interiorul melcului. Nu, nu? Este nervul auditiv. Ah, da? Care vine și el, deși este în aer, dar totuși într-un mediu umed. Și ce structură poate avea? E, nu e trompa lui nu e Eustache, nu? Nu? E nervul auditiv? Asta da. E forma. Ei, poza, figura care a fost cu amplificarea unui curent de apă trebuie corelată cu această figură unde vedeți doi magi jos da. Care sunt chemători de apă. Și în civilizația aztecă, toltecă, ei sunt reprezentați ca ieșindu-le din gură exact un formațiuni ca da. La amplificarea fluidului. Și atunci, în felul ăsta, astea sunt în ritualul pentru ploaie? Sau da, în ritualurile da? Pentru ploaie. Aici da. Este activarea, urmărirea activării apei în timpul unei eclipse. Și vedem că în perioada de maxim a eclipsei, apa nu este activată. Și m-ați întrebat de ce am adus decorul. Da. De aici da, da. Mi-a stricat eclipsa care a fost zilele trecute experimentul da. O să ne întoarcem la el când o să-l putem arăta deocamdată să urmărim aici fotografiile aici este da. Formarea presiunilor și depresiunilor curenților de apă-aer uitați pe pământ și da. Pe în apă și era foarte important, dacă ne putem întoarce, în luna ianuarie. Ah, deci planiglobul luna ianuarie în cu anumite... În luna ianuarie, da, da. Pentru că pe parcursul timpului se modifică. Am înțeles. Aici sunt tot așa niște melci, uitați, un melc secționat care are aceeași formă interioară formidabil. Cu un fluid care curge cu aceeași viteză cu care curge cel din apa în care trăiește acel melc. La fel, acest melc are formațiuni care îl împing cu fluidul, îl antrenează apa în care trăiește. Aici este o figură foarte interesantă. Sunt două lichide nemiscibile, apă și ulei, dar unul e colorat și atunci când sunt anumite evenimente astronomice, ele se formează diferit. Le-ați văzut? Acestea sunt niște megaliți cu desene, cu fluidul apă-aer în evoluție și sunt la în civilizația irlandeză. Deci alea... Antică, da, de unde știau, uitați, sub această figură, iar sunt pe fond negru brâu acela,
cum se răspândesc undele de apă în tuburi necilindrice, în formă de triunghi, de pătrat, merg altfel, se formează, de aceea vasele nu se fac în colțuri. Am înțeles. Deci este un fel de efect de formă. Da. Da. Aici iar este o figură pe care eu am găsit-o absolut deosebită, cu această formare a curenților în apă și puși pe o statuie care ar fi din foarte veche, cu o reprezentare de a lui Isus. Vedem și un fel de ceacre cum sunt reprezentate ca fluide în mișcare, și ce are pe cap, are trei componente. Vedem că pe corp are două componente și mai are și această acel șorț așa, care seamănă cu șorțul din costumul nostru popular, da, românesc. Și și cei doi îngeri, heruvimi, aveau la fel. Este un figura este dintr-un studiu în care se poate obține, vedeți, la presiuni și temperaturi, gheață cu o densitate mai mare decât 1 și care nu plutește. Deasupra sunt scrise densitățile și sunt dedesubt este un grafic de reprezentare și este acolo o anomalie, o coincidență, că nu putem să zicem noi anomalii, în care se întâlnesc patru forme de apă. Era apa, aici este apa înghețată, primele forme desenate înainte de fotografie. Și studii de legături, legăturile de hidrogen se regăsesc aici, au fost calculate ca energie. În alte modelări ale apei asupra viului este un coral, cel galben, iar celălalt este o structură de creier și o structură care se obține prin amestecul a două lichide tot așa nemișcibile și lăsate în voie să se amestece, introducând unul prin celălalt. La celălalt poze erau deja stabilizate. Aici este un coral de influențe, vorbim, ale apei. Este delta Nilului și coralul care crește în delta Nilului și copiază forma acelei delte. Ce frumos arată! E ca un brocoli. Da, cum arată și coralul care trăiește în acel mediu, îl reproduce. Da, formidabil e, da. Aici este o bacterie și un fulg de zăpadă și am văzut fulgi care ajung cu mult mai multe ramuri, în afară de cele 6, pentru că intră în picătura de apă din care se formează, intră aceste bacterii care îl deformează. Da. Da. Și să știm și noi una din deformări, din ce cauză este. Figura alb-negru sunt formațiunile de apă din apa în fierbere, tot un fel de hexagoane. Și alături avem fagurele. Fagurele și iar bazaltul, formațiuni de bazalt. Regăsirea unor forme în natură. Aici este un fund de lac secat și aceeași rețea care a rămas după evaporarea apei se regăsește pe frunzele din zonă. Foarte interesant. Și toată informația asta fiind prelucrată de apă, știi? Da. Da.
Aici constelațiile, un taifun, un ciclon. Asta când privim fluiditatea din univers. Din univers și asta, cred că... regăsirea unor exact. Forme da, da, în da. Univers și forme dirijate, coordonate de apă. Da. Pentru apa că primordială, și în stele există, da, spune mitologia românească, acest element exact. Pe care n-am avea voie. Aici este cursul unui râu în care se formează diversi curenți în funcție de meandrele lui. Da. Și ce este interesant, urmează. Sper să fie în ordinea... Totul este interesant. Da, și cum ei se amplifică și se micșorează, este, dacă poza dinainte, figura dinainte a fost în secțiune, aceasta este longitudinală. Da. Și uitați ce curent sunt și ce... Asemenea ADN-ului. Asemenea ADN-ului și cum îi regăsim noi în ornamentele pe care oamenii da. Le-au intuit, le-au... Dacă n-aveau microscop, da, când le-au determinat, acestea noastre, sunt exact. Determinate de, cu fluide colorate, cu tot felul de materiale. Totuși sunt la nivelul anului 1980, v-am zis. Acestea le regăseam în piatra care v-am spus, de apă, care circulă în anumite incinte care nu sunt circulare. Și vedeți că în colțuri nu intră acești curenți. Și nu numai amestecarea sau depunerile sunt discreționare vis-a-vis de acești curenți și, și transferul de căldură. Am înțeles. Alte microorganisme care trăiesc în apă și care la fel au formele determinate de curenți, ele fiind antrenate, deci ele n-au altă posibilitate de mișcare decât să se alinieze în curent. No. Și să aibă cât mai mult contact cu fluidul pentru a-și lua de acolo cantitatea de apă este un, de care are nevoie. Este un polip tot din apă care seamănă foarte mult în secțiune cu acel curent care lua se amplifica de aici, aici se reduce cel care era da, da. Și în figura cu șamanii. Și am zis eu să vă arăt niște lucruri deosebite, mai într-adevăr. Spectaculoase, așa. Da. Uitați și un os din structura organismului uman, cum este modelat pentru a avea rezistență maximă și suprafață maximă de contact cu celelalte fibre ale organismului și aceste formațiuni sunt la creștere și prin depuneri de material osos determinat tot de apă. De da. Apa biologică, apa structurată biologic. Da. Acum că avem cadrul general, spune-ne ce se întâmplă cu acest obiect pe care l-ai adus. Acest obiect... Da, poate că regia o să-l dea de aproape să-l vadă lumea. Este grâul pus de Sfântul Andrei. S-a păstrat atât. Care era în tradiția noastră românească, da. De când începe perioada aceasta cu unde,
Uite și când, de usturoi, că să observ, da, mai și trei cătei de usturoi care da, au încolțit. Care nu, ei au fost încolțiți, da, dar așa se obișnuiește să fie lăsat și vreau să vă spun că periodic acest grâu în timpurile în care nu erau fructe, nu erau legume, se tăia, se tundea și se mânca ca sursă da, de așa, vitamine. Dar așa cum se întâmplă și asta, da? Asta pentru da, că am văzut pe lângă blocuri multe aruncate și abandonate. De ce l-am pus? Ca să-l aruncăm? Nu, să-l el mănânce, periodic da, se mânca împreună cu din legume din astea care țin, ceapă și usturoi, care deja erau încolțite, se udă cu apa din această perioadă, care este din ce în ce mai activată și din ce în ce mai ordonată de fenomenele de îngheț-dezgheț, și se făceau așa zisele tratamente cu germeni. Ce? Da, acum că am o curiozitate aici, la un moment dat... Și se aleg cei deja încolțiți pentru da, că au o vitalitate și când ajunge colțul la verde, au hormonii de creștere și de încolțire, sunt în maximum... Asta la plantele verzi, dar la tubercul cum este cartoful. Cartoful când încolțește sunt nu este toxic. Sunt, a, că tocmai asta, că e o diferență. Știu că, așa îmi spunea mama, că nu trebuie să mâncăm cartofii dacă au încolțit, că sunt nu toxici. Nu cartofii, ci colții din planta de cartof, da? Numai tuberculul nu este otrăvitor. A, deci practic trebuie să scoți toți germenii. Trebuie aia, detașați. Pe da, când la plantele astea verzi, în partea nu de deasupra... Sunt cereale, deci nu aveau alte plante deci, de cultură, ci da, eu am găsit numai grâu. Asta am avut de la cineva și grâu de sămânță nu este da, tratat. Și se puneau amestecuri de boabe de cereale și se... Am înțeles. Noi mai avem un minut jumătate și aș fi vrut să vedem și filmulețul ăla da, scurt, care este să rugăm regia să... Absolut așa, spectaculos. Imediat. Este făcut de un artist rus da, care a fost foarte impresionat de modul cum se formează cristalele de apă, a avut condiții de filmare. A început, ia, ce frumos. Și o să vedeți cum crește un braț și celelalte se dezvoltă și ce este absolut deosebit aici, că cel care crește primul știe când să se oprească, să rămână aceeași cantitate de material și pentru celelalte. Ah, deci sunt inteligența materiei. Da. Da, da. Asta a fost 30 de secunde. Da. Filmul este la dispoziție. Îl găsiți pe YouTube dacă doriți să-l vedeți, nu? Da, n-am notat da, eu al cărui artist e, este, dar ce? Dacă un artist a fost impresionat, da, el făcând filme documentare științifice. Lucreția, te rog să faci un final la Sfânta Apă, pot să spun și eu ceva după asta. Pentru că, din păcate, la noi timpul se compactează rapid și parcă acum cu apa și mai rău a fost. Ne-a luat apa. Da, te rog, spune, da. Apa este unul dintre elementele Universului la care toți avem dreptul, toți locuitorii planetei și aceste elemente, apă, aer, pământ, foc, nu ar trebui să fie de vânzare și de comercializare, mai ales la apă se apropie o criză puternică a apei dulci, apa da, care favorizează viața terestră, viața pe da, uscat și... Să și vedem ce... Asta este. Mulțumesc mult. Îți mulțumesc și că ai avut un sacou cu unde. Iubiți telespectatori, s-a terminat emisiunea noastră. Sper că v-am adus cunoștințe proaspete și interesante.
Vă dorim un an minunat, să aveți grijă să nu vă ia apa și să aveți apă pură în tot ce aveți nevoie sau în ce construiți. Multă sănătate vă dorim. La revedere!